Îl văd de nedumerit pe acest portar care are o figură foarte simpatică. Dintre cei doi fundași centrali a reușit Buga o boltă și 1-0 pentru Rapid. Portarul Burgos seamănă cu celebrul Burgos argentinian, dar el este chilian. 15. Buga a reușit să dubleze avantajul echipei sale și să își dubleze numărul de goluri din această partidă. Bugurel Buga, golgheterul acestei partide, deocamdată. Probabil că vor mai fi mulți ani jucători Rapid și pe lista marcatorilor. Oricum, o fază foarte frumoasă, o fază gândită. Mingea a circulat de pe stânga pe dreapta. A trecut de două ori pe la Ilieș. Ilieș l-a găsit în dreapta pe Bădoi. Centrarea acestuia a reluat foarte bine pe colțul scurt de Mugurel Buga. 2-0 pentru Rapid. Intercepția acum a lui Bădoi. Nici nu se bucură rapidistul, dar directorul tehnic Mihai Stoica a zâmbit după acest gol. Buga reușește să înscrie de 3 ori în 20 de minute. Bine, am senzația că o bucurie în fața unei aceste echipe ar fi nepoliticoasă, ar fi deplasată. Încă o fază interesantă. Este o fază care, apreciez eu, îi aparține în totalitate lui Stancu. El a pasat în dreapta, el a venit pentru a continua după această pasă a lui Vasilache și tot el a centrat decisiv pentru reluarea finală a lui Mugurel Buga. 3 goluri pentru Buga. Până la urmă, acest meci va fi o amintire frumoasă pentru toată lumea, în special pentru Mugurel Buga. Un hat-trick curat în doar 20 de minute, un hat-trick în preliminariile cupei UEFA. Nu mi-amintesc că în ultimii ani a lui Buga și 4 goluri reușite în mai puțin de jumătate de oră, în minutul 29. Jumătate de oră. Randament excepțional pentru Buga. 4 goluri în 30 de minute, 29 de minute. Mai devreme am văzut chipul lui Buga părând să spună că parcă este prea mult. Execuție de mare finețe, o execuție caracteristică pentru Mugurel Buga. Aflat, putem spune, la al doilea său mandat la Rapid. În urmă cu câteva sezoane, Mugurel a mai jucat aici un tur de campionat. S-a întors însă la Brașov, acolo unde s-a simțit foarte bine echipa care l-a lansat în fotbalul mare. A fost în 2000 la Rapid, echipă pentru care a jucat. De la capitanul echipei, Marius Măldărășanu. Suntem în minutul 34 al reprizei, secunde. S-a enervat Măldărășanu. A tras cu furie. Minutul 79.